Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de GTA 5. Ei bine, astăzi sunt aici back at it again cu Dita Maicoșul pe Naz și vreau să vă răspund la o întrebare pe care foarte mulți m-au întrebat: de ce mă blochez la începutul videoclipului? Ei bine, nu știu de ce, pur și simplu e de la programul ăsta pe care folosesc OBS Studio. Gen, eu dacă mă uit pe filmare pe calculator nu se blochează, dar când o pun pe YouTube se blochează și nu înțeleg de ce. Dar îmi place programul ăsta așa că și nu vreau să-l schimb momentan, așa că deal with it momentan. Bun, deci am coșul ăsta mare, de mi-ați comentat toți pe live stream că vai că Dita mai coșul ce l-ai. N-am ce să fac, o să treacă în câteva zile, ok? Bun. Hai să ne jucăm aici foarte frumos, dacă s-ar pune și jocul pe așa, foarte tare, bun, îmi place. Momentan, hai să dăm un pic jocul mai încet. Ce vom face astăzi? Ei bine, de fapt e bine așa. Astăzi vom face ceva foarte, foarte, foarte tare. Avem această minunată mașină și vom încerca să traversăm acest lac cu mașina, să încercăm să mergem pe apă, da? Bun, bine. Putem merge pe apă în două feluri. Pur și simplu mergem la mașină aici frumos. Dăm pe drive on water, pack direct și pur și simplu mergem pe apă, știi? Dar nu e ok așa. Nu vreau să mergem așa. Vreau să încercăm să mergem efectiv cu mașina pe apă, legit, fără să folosim moduri. Bine, o să folosim moduri. O să-mi fac o platformă și o să iau foarte multă viteză și o să văd dacă pot să merg pe apă. Da, bun. Deci o să dezactivăm ăsta ca să nu ziceți că nu știu ce. Bun. Intrăm în spooner mode. Dar înainte ca acest episod să înceapă, aș aprecia foarte, foarte tare dacă ați apăsat pe acel buton de like, să strângem și noi vreo 5000 de like-uri la acest episod. Știu că e mult, dar știu că vă place această serie. Bun. Main menu, spawn entity, object, favorite și am pus eu ăsta aici. Oh, ce am făcut? Ah, ok. Nu, am greșit. Așa, bun. Hai să vedem cum punem, da? Nu, ce? Băi. Ah, ok. Ah, asta o să mutăm, da? Ok, deci ne-am făcut noi platforma asta aici. E destul de ok. Hai să încercăm, da? Bun. O să activăm un pic boost-ul. Și o să vedem dacă putem... Hai să mergem înapoi. Da, o să avem nevoie, cred că, de mai multă viteză. Și să ne folosim de boost-ul ăsta, știi? Pentru că, gen, nu poți să mergi pe apă cu o mașină. N-are sens. Nu-mi zic că s-a stricat mașina. A, pe bune! Super! Îmi place! Îmi place rău de tot când se strică mașina. Bun, vehicle ăsta, bun, pac, frumos. E verde de data asta, am înțeles, bun. Hai să încercăm să mergem pe apă, ok, hai. Reușim. Da, ok, să înțeleg că nu. Da, bine. Bun, dacă ne-am și oprit, știi? Pe bune. În sfârșit, bun, acum hai înapoi să mergem. Da. O să fie destul de greu să reușim treaba asta, dar da, după ce o să reușim o să fim șmecheri. Și o să ne lăudăm pe interneturi că vai că am mers apă cu mașina. Ok, hai că reușim. Ok, bine, n-am reușit. Ce dracu. Pe bune. Ce? Bun, aici. Spunează-mă aici, frate. Stai întâi. De fapt, nu, știi ceva, merg tot cu mașina asta. O să fie destul de lung episodul ăsta, sunt sigur de asta. Bă, nici măcar nu cred că mai avem nevoie de... Ba, da, mai avem nevoie. Bun. Hai, mai spunem, hai să spunem altă mașină să vedem. Cu asta, neam. Hai să ne alegem o mașină, hai să încercăm asta. Infernus? Nu, asta zici că e din GTA 4, păi, mă rog, e din GTA 4. Nu, cu asta am mai făcut. Hai să facem cu penetrator asta, da? Hai să încercăm pe asta. Nu. Aproape. Am fost aproape.
aproape, dar n-am reușit. Bun, hai înapoi dacă s-ar putea. Nu, nu se poate. Bine, faza e că și eu vreau să merg pe o distanță foarte mare, știi? Aoleu. Bun, perfect, direct. Bă, frate, deci mă duc în cele mai stupide locuri. Cred că o să mai trebuiască să pun o platformă. Mai încerc o dată, dacă nu mai îmi pun o platformă de-aia. E destul de greu totuși să mergi pe apă cu o mașină, pui mea, adică, da. Hai să vedem. Viteză! Hai, hai, frumos, 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 frumos. Na, nu, nu vreau. Ok, hai înapoi, în primul rând, pac, aici. Teleport, waypoint, bun. Vehicle, aici. Unde e, mă? Spawner, aici, frumos, super. Ne alegem altă mașină, uite, o luăm pe asta. Mamă, ia uite-o cum arată. Mamă, zici că e direct din curse. Ah, ok. Locul nostru e în spate. Da, super, da, perfect. Ce o să vrem noi să facem este să mai punem un om de asta aici. F favorites. Nu. Hai, mă. Numai. Asta stă bine aici. Numai că ne trebuie una mai în spate, știi? Uite aici. Cam jos, mai sus un pic. Aici. Așa. Mai punem una. Dar nu o punem foarte mare, uite. Așa. Hai că nu e mare distanța de mers pe apă. Măcar atât, dacă mergem pe asta, o să fim foarte șmecheri. Ce-am făcut? Back. Back. F. Back. Back. Așa. Bun. Dacă parcurgem măcar distanța aia, o să fim super, super tari. Bun. Hai să încercăm. Viteză! Am reușit! Azi, bă, jo... Ce? Da. Ce? Ah, lol. Bun, da. Ok, hai că aproape am reușit. Aproape. Da, super, n-am waypoint. Bun, hai să facem aici unul frumos. Nu că până nu iese, nu mă las. Deci, nu mă las. Bun. Hai să încercăm altă mașină. Văd că ăstea nu vor. Vaca! Încercăm o vacă! Ia uite-o pe asta cum arată! Asta sigur merge. Viteză! Vai ce aproape! Vai ce aproape! Așa aproape, mă? Hai să încercăm cu o tempesta de acum. Și să mergem înapoi în lăcașul nostru de teleportare. Hai că ar trebui să ne iasă, ar trebui să ne iasă. Vehicle, nu. Hai să punem niște, să avem puțin mai multă viteză. Vreo 200, gen. N-am pus multă, nu puteți spune că am pus multă accelerație. Hai acum. Nu merge repede. Nu, deloc. Nu, nu. Nu, hai înapoi, te rog. Nu! Gata, ăla-i, bun, frumos. Yay! Unde-i? Aici. Bă, dar mai stau mult aici să încerc. Ultima mașină, Rocket Voltic, asta. Asta e mașina. Apăsăm pe E, activăm boost-ul la mașina asta. Nu. Deci e prea rapidă, deci e prea rapidă. N-a vrut, mă. Deci nu vreau.
Nu, ok, gata, hai că de data asta ne iese, că deja nu mai mă ia criza. Teleport. Deci, waypoint. Ce, încă merge? Nu, dar trebuie să dezactivez căcaturile astea, că sunt nasoale. Multipliers ăsta. E nasol. Hai să ieșim de... De ce am ieșit din mașină? Poți să-mi spui? Nu, că de data asta ne iesem. Hai, mă, hai. Sari frumos, intrăm în mașină, facem multe like-uri la acest episod, sunt sigur că putem. Mașina nu mai merge, am înțeles. Ia mă că-ți merg cu un SUV, da? Hai să vedem dacă putem merge cu un SUV. Bowler. Sau bowler. Ce? Azi diferite, gen. Bowler le. Armo. A, ce? ok, ăsta ce-i? What? Ce-i așa tunat? Hai să mergem cu asta, că arată șmecher. Ce așa de, știi, de gangster arată mașina asta. Prea mișto. Să vedem dacă reușim să mergem cu asta, plus că e SUV, știi, și e n-ai șmecheră. Bun. Cu asta reușim, clar. Hai, am mers! Gata, hai că putem spune că am mers pe apă, numai, deci am mers, cât dracu. Îs 30 de metri, hai să recunoaștem că îs 30 de metri, bă, deci recunoaștem, 30 de metri, da? Bun, da. Deci, practic, am reușit să facem ce am zis. Și uite, pentru că tot sunt eu un drăguț și știu că vouă vă place, o să mai mergem un pic pe Ultra Ramp, pentru că știu că vă place, așa, pe final de episod, pentru că am reușit să facem acest stunt. O să mergem, o să luăm un BMX, o să facem glide. În semn de mulțumire că ați fost cu mine în acest episod. Bun. Frumos. Bun, nici măcar n-am nevoie de multă viteză. Ei bine, fraților, cam asta și cu acest episod de GTA 5. Știu că este un pic cam scurt, dar am reușit destul de repede. Mă rog, am reușit cu bus. Practic nu poți să mergi pe apă cu mașina. Ei bine, e și logică, nu. Că n-ai cum să mergi pe apă cu o mașină, mai ales în GTA. Dar da, eu sper că v-a plăcut acest episod, iar noi vom încerca să facem aici un mare glide. Dacă reușim. Come on, hai. Gata. Am reușit. Bun, deci, da. Mersi foarte mult că v-ați uitat la acest episod. Nu uitați să apăsați pe acel buton de like. Să scrieți în comentarii ce ați mai vrea să facem pe GTA 5 mods, pentru că nu prea se adaugă moduri noi, știi, și nu prea știu ce am putea face în această serie. Și aș vrea ceva idei, sincer. Deci, da. Ok, pierdem din altitudine. Oh, nu. Ah, ok, bun, mergem așa frumos pe lacul ăsta. Fii atent, trecem pe sub asta. Fii atent. Oh, stunt completed. Unbelievable. Trebuie să apăsați măcar pe butonul de like pentru chestia asta. Să-mi spuneți în comentarii dacă v-a plăcut stuntul ăsta așa pe final. Deci da, cam asta a fost episod. Eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!